Doamnelor și domnilor, continuăm programul nostru cu cântece populare autentice. În finalul emisiunii noastre o avem invitată pe Mihaela Gurău, care vine alături de o tânără, Anastasia Ciobanu. Despre ea ne va vorbi în cadrul emisiunii. Până una alta, cântă pentru dumneavoastră aici la televiziunea cântecelor noastre, Mihaela Gurău. Aplauze pentru Mihaela Gurău, doamnelor și domnilor. Mulțumim încă o dată ansamblului Izvoare Dobrogene al Consiliului Cultural Județean Teodor Burada din cadrul Consiliului Județean Constanța și doamnei director general Doina Voivozeanu. Mulțumim Ștefan Coman pentru coreografie și pentru faptul că i-ați adus pe acești tineri aici să danseze alături de vedetele noastre. Mihaela, splendidă, ca de fiecare dată. Mulțumesc din suflet. Mă bucur tare mult să vă văd, să vă revăd și pe tine și pe Valentina și, bineînțeles, pe dragii voștri telespectatori. Chiar mi-era dor de voi. Știi că astăzi avem un subiect mai puțin dezbătut, acela dintre generații, și faptul că voi, cei care v-ați lansat, aveți posibilitatea să recomandați și să dați șansa mai departe altora să se afirme. Aș vrea să-mi povestești puțin despre recomandarea ta. Văd o tânără mai mult decât sensibilă, finuță, calmă. Căprioară. E doar o aparență, pentru că nu știi, nu știi ce energie stă în spatele acestui chip gingaș, pentru că am lângă mine o viitoare mare artistă și nu exagerez când spun lucrul ăsta. Eu și Anastasia ne cunoaștem, cred că, de vreo 7 anișori. Dacă ne uităm la ea, am zice că are 8 de toți, dar are 10 anișori. Cântă 11. De pe la 11, iată, trec anii. Cântă de pe la 3-4 anișori și pe mine m-a cucerit încă de atunci, pentru că am primit pe Facebook un filmuleț de la mama ei. Un filmuleț în care Anastasia cânta extraordinar de frumos. Chiar acest cântec, nu întâmplător l-am ales astăzi, ca moldoveanca nu-i nimeni. Ea este și băcăoancă de-a mea și, sinceră să fiu, m-a lăsat influențată și faptul că este de la mine, de acasă. Eu sunt de la Onești, ea este de la Bacău, tot județul Bacău, iată. M-a impresionat. Eu de mult nu auzisem un copil de 3 ani, 4 ani, care cântă atât de frumos și în glasul ei se simțea pasiunea, bucuria de a cânta și faptul că mai târziu mi-a povestit mama ei că nu o împinge nimeni de la spate, nu îi spune nimeni, Anastasia, astăzi vreau să înveți cântecul respectiv. Nu, ea singură punea pe YouTube orice piesă găsea și îi plăcea. După aceea am aflat că am devenit artista ei preferată. Mi-a învățat toate cântecele. Ne-am și întâlnit la o anumită perioadă. Ea, între timp, a evoluat. Eu am susținut-o încă de atunci. A luat, la momentul ăsta are, cred că o să mă ajute aici, vreo 20 de premii naționale și internaționale. Zic bine? Da. Unul internațional, așa, Mărul de Aur, trofeul cel mare. Așa, a în 2017. Fost și la X-Factor, a fost și la România au talent. Next Star. Și publicul din Bacău o cunoaște, o recunoaște. Pentru mine este ca o fică, pentru că noi ne-am și apropiat dincolo de relația asta profesională și dincolo de faptul că mi-e foarte dragă și eu sunt de acord că noi, cei care am pășit oarecum pragul și am intrat în sufletele oamenilor, suntem datori să ducem mai departe, pentru că muzica nu se oprește la noi. Trebuie să existe o continuitate și atunci e normal ca noi să îi sprijinim și noi am fost ca ei. Eu nu cântam muzică populară la vârsta ei, cântam la pian, după care am cântat muzică ușoară și mai apoi am cântat muzică populară. Dar o apreciez foarte mult, pentru că este și generația asta de 2021, în care dacă vii și cânti muzică populară, ești un pic stigmatizat, zic eu. Da. Acum iată că avem o dovadă că lucrurile stau altfel și sunt fericită să vin astăzi cu Anastasia și vă spun cu mâna pe inimă că vă va cuceri pe toți. Vorbim despre Anastasia Ciobanu, o tânără speranță pentru muzica moldovenească, nu? De unde dragostea pentru cântec? În primul rând, de la mama. Am moștenit talentul. Și mama cântă? Da. Emoționată, dar să știți că înainte să intre în platou, așa-i făceau opincile. Cât mai avem? Hai să facem să fie și Mihaela puțin emoționată. Ce ai acolo, Anastasia? Chiar. Ce se întâmplă? Am un cadou special pentru doamna Mihaela. Dar va trebui să-l desfaci ca să-l vedem și noi, sau trebuie să-l vadă doar ea?
Putem să-l desfacem. A, da? Atunci desfăltuia, că sunt tare curios. Ce surpriză a pregătit Anastasia Ciobanu pentru mentorul ei, dacă vreți. E așa de frumos ambalat că mi-e și milă să-l stric. Da. De ce ai ales roz ambalajul? Iubește rozul? Nu, așa a găsit ambalajul. Da. Întâmplător sau nu, astăzi mi-am pus floricelele roz. Da, asta, băi, floricica din păr. Inclusiv costumul popular are roz în el, da. Deci se potrivește foarte bine cu cadoul pe care ți l-a pregătit ea. A, ce frumos! Este în creion? Da. Este foarte frumos. Felicitări! Este frumos. Extraordinar de frumos. Deci pe cine avem acolo? Haideți pe tine? Haideți să vă spun eu. Pe mine cred că m-ați recunoscut, da. Pe Anastasia ați recunoscut-o și acolo este Tudor, băiețelul meu. Eu v-am zis adineori că relația noastră a trecut așa de pragul profesional și că ne-am împrietenit. Copiii noștri sunt foarte buni prieteni. E o diferență mică de vârstă. Băiețelul meu are 11 ani jumătate, Anastasia are 11 ani. Și da... Este extraordinar de frumos și mulțumesc din suflet și ție, Anastasia, și părinților tăi. Mulțumesc mult de tot! Felicitări! Vreau să te ascultăm cântând, pentru că trebuie să evoluezi și pe scenă. Să știți că piesele sunt în prima audiție. Anul acesta mi-aș dori foarte mult să ajung la etapa să scot albumul, să finalizez albumul meu personal, sub numele de Veseliți-vă acum cu tăță. Te felicităm, doamnelor și domnilor, Anastasia Ciobanu. Moldovean câșum stă ghinii cu lăutare cânta, sufletul meu-i bucura. Dați-vă mai coloșa, să vă arăt că știm juca și cu glasul să vă cânt, ca să mă purtați în gând, să mă întreg dacă-i putea. Ram-tai, ram-tai, diri-diri-da, cu strica alătura, diri-diri-diri-da. Că e zi și tare ghinii, ram-tai, ram-tai, diri-diri-da, dar nu mă-ntreg și pe mine, diri-diri-diri-da. Dar zi așa, i-auzi, zi mai tare, strica raș, cât intre și al meu glas, tragi tare pe arcuș, cât îi dovidesc acuș. Sară foc din struna ta, să crapi podelii și la strică strunii. Și cu roja lumii, dar când jocul s-o găti, trompetașul le-ai plătit. Zică tare bine, zic și ram-tai, ram-tai, diri-diri-da, parcă-i pujar la ochii, știri, diri-diri-diri-da. Călcăiu de-ați fără ei, ram-tai, ram-tai, diri-diri-da, nici atunci nu m-o-i opri, diri-diri-diri-da. Dar zi așa, i-auzi, zi trompetă în bătătură, ca să poți strâga din gură, cât de oasă am venit, la jucat să fiu uit. Și după glasul meu, tu cântând nu-ți pară rău, soarele de o asință, tăt cu mine te-o găsă. Știi și tu și știu și eu, ram-tai, ram-tai, diri-diri-da, că te-ndrept cu glasul meu, diri-diri-diri-da. După cum se vede treaba, ram-tai, ram-tai, diri-diri-da, vezi că-mi faci la casă jeaba, diri-diri-diri-da. Dar zi așa, i-auzi, și-mi aude ea mea cură, că răsună în bătătură, iese tot omul din casă și treaba la câmp o lasă. Grabă, dar n-ai făcut nici o treabă. Glasul meu a răsunat, tot eu jocul l-am purtat. Tri-di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 
și cântatul tare m-a păcut. Tatu se țină în jocul lui sau drumul cântatului. Îl pune ochii în gancul și-a dat drumul glasului. Cam bădut o după deoa de sări corbul din ea. Din catrânză ațălii, rampai, rampai, dridrida. S-o negru și polele, dridrida. Dalei ține grămăjoară, rampai, rampai, dridrida. Ca să le mai pun la vară, dridrida. Dar zi așa, i-auzi clarinetul iară sână, lumea la joc se adună. Cum se țină ochii în gancul fără para jocului. Zi și el înșetișor, glasul meu îi dă dizor. Zi și el chis, zi și ghine, dar nu mă trec și pe mine.
Mulțumesc frumos! Ei, unde, bre, unde? O știi pe Mihaela? Da. Eu rezolv. Tu zâmbești la lume. Oameni buni, mă ascultați și cu mine în joc intrați. Moldovean câți din Bacău și n-o să vă pare rău. Dar îmi place și ca Sergio, când iubesc parcă iau foc. Te privești în ochii mei, îi sar din inimii mă scântei. Te privești în ochii mei. Aplauze pentru Mihaela Gurău. Îți mulțumim frumos, Mihaela. Felicitări pentru tânăra talentată, foarte talentată. Anastasia Ciobanu. Mulțumim și noi. Mulțumim de invitație. Mulțumim Izvoare Dobrogene. Aplauze asta pentru ansamblul nostru. Mulțumim, domnul Coman. Ne-am simțit foarte bine alături de dobrogenii noștri. Asta voiam să spun și eu, că mulțumesc mult acestui minunat ansamblu și vă mulțumesc vouă că ne-ați primit atât de frumos în casa voastră. Noi revenim cu drag de câte ori ne veți invita și mă bucur mult că am venit astăzi cu această floare frumoasă. Și eu, Mihaela, aș vrea să le spun telespectatorilor noștri să nu ne deoache. Cât de buni suntem, nu noi, ci invitații noștri. Vă mulțumesc! Și voi, și voi, la mare înălțime și mulțumim frumos! Succes. Sănătate, aplauze pentru Mihaela Gurău și Anastasia Ciobanu.